Nu vrei să vezi ce e acolo? Nu trebuie să iasă chestiile astea de aici. Bă, jur, sunt urât rău de tot. Dacă nu-mi ziceai, clozau ăștia și vedeam pe acolo, pe jos. Se plimbau pe la mine prin camere, ești nebun? Bă, cât de scârbos! Salut băieți, aici Robi de la Edit. Atât de urât nu mi-a stat părul niciodată niciun vlog. Bă, mi-e și rușine să-l postez. Deci prost îmi vine să nu-l postez, dar îl postez doar pentru că s-a întâmplat ceva tare în vlog. La modul că am găsit un clip de pe Angel la mine acasă. V-am mai povestit așa niște chestii din viața mea, mă rog, chestii daily. Bă, nu postez vlogul ăsta. Bă, părea că sunt ultimul hobo, ultimul neîngrijit. Bine, am o scuză, în București sunt 40 de grade, am transpirat, s-a văzut urât, ok? Am vrut să vă zic eu asta ca să nu mi-o spuneți voi. Știu că trebuie să mă tund. Frizerul meu nu e în oraș, așa că mai stau un pic cu părul lung. Dați-mi și voi idei de freze. Dacă vreți mă tund chel în părți și îmi fac aici. Nu glumesc, o să fac asta. Neața, oameni, ce faceți? Astăzi sunt un dobitoc. De ce? Pentru că m-am întors la București. Bine, nu de asta sunt dobitoc. Sunt dobitoc pentru că nu m-am întors cu mașina. Efectiv, am stat la Azuga o lună de zile ca să iau permisul și nu m-am întors cu mașina. Deci, probabil în vlogul de astăzi sau de mâine, nu știu, o să facem un drum să merg să-mi iau mașina de acasă. Nu știu dacă vă plac daily vlog type shit. Mie îmi plac rău de tot. Așa că astăzi o să vedeți mai mult din viața mea. O să primim un laptop destul de tare. Vreau neapărat să vi-l arăt și vouă, să vă dau și niște detalii tehnice despre el în caz că sunteți interesați de laptopuri, PC-uri și așa mai departe. Pentru că știți că pe TikTok am pus acolo un clip care am zis ceva de PC Garage. Puteți câștiga upgrade la PC, mă rog, cred că s-a terminat de fapt. Am primit foarte multe întrebări. Hei Robi, ce laptop să-mi iau? Și o să vă arăt acum, adică nu acum, puțin mai târziu, un laptop tare rău de tot. Acum mergem, bem o cafea, să ne începem dimineața bine. N-am gustat niciodată biscuiții ăștia. Vreau să iau, le facem taste test pe vlog, nu pot să iau. Am stat la Azuga, am și uitat cât de greu e să faci toate chestiile astea singur. La modul, am ajuns în apartament, era dezordine, m-au ajutat niște prietene la curățenie. Mi-am spălat hainele, am fost, le-am uscat, am... Mă rog, încă n-am dus gunoiul, să mergem să ducem gunoiul. Am făcut cumpărăturile, trebuie să facem taste test la biscuiții aia. Aia e cea mai ușoară parte din ziua de azi. Da, mă doare mâna, e grea rău de tot plasa asta. Am luat chestii în dușmănie. Era mult mai ușor când eram acasă. Ok, scuze deranjul din spate. Țin să menționez că eu l-am făcut, ok? Am niște prieteni la mine. Nu știu vene de voi. Eu acum am fost să am dus gunoiul. Băi, e cald rău de tot afară. Mor, mă topesc în București. Eu când eram mic, îmi doream rău de tot să cresc. Acum nu mai îmi doresc să cresc. Vreau să mă duc înapoi când eram mic, pentru că dacă mi-era foame, mama îmi făcea mâncare. Când aveam bani, dădeam mama bani. Sau tata. Și așa mai departe, totul e efectiv greu când ești mare. Bine, și nu mă plâng neapărat de asta. Până la urmă e și frumos, că ai acces la mai multe chestii. Un copil de 12 ani nu cred că are voie să conducă, nu? Și ghișe, eu am voie, dar spre și am uitat mașina la Azuga, nu mai pot, te nebunesc. Să facem în curând un vlog în care mă duc la Azuga să iau mașina și vă mai arăt și niște faze tari de la Azuga, dacă nu vi le arăt deja pe vlogul ăsta. Vreau să văd acolo în comentarii și să nu vă doriți să creșteți că e greu. Se prevință chestii din noi și Ah. Mi-am și rupt șoseta, băgam aici piciorul și încercând să vă arăt asta, mi-am dat papu cu sub mobilă. Suntem incapabili, efectiv. Ei, o să ne facem o cafea. Am cumpărat lapte, era expirat. Dar măcar o să gustăm pueni. Dă-mi biscuiții, mă. Ia unul. Ce bine l-ai luat? Băi, bun. Băi, mă rău. Acum hai să aruncăm astea. Chestiile aparent chiar nu se întâmplă în favoarea mea. Am mers, am făcut baie și ghișe. Am vrut să m-am descurcat cum feori. Am fost eu plecat, adică o lună de zile am lăsat geamul ăsta rabatat că am zis, bă frate, o să se aerisească. Și ghiciți ce? Băi, e scârbos rău de tot. Am un cuib de ceva acolo. Probabil albine oare? Stați așa, băieți, că eu am fost foarte inventiv. Și o să luăm cu o plasă de gunoi. Dar stați să vă cum pentru că am aici toate chestiile astea. Bă, dacă e schi... Dă-te. Uite intrarea. Bă, băieți, vedeți ceva înăuntru? Băieți, mi-e scârbă. Jur că mi-e scârbă rău. Ce mă chinui, băga-mi ești. Mă chinui rău de tot. Bă, dar mamă ce scârbă mie ești prost. Mie că apuc de el și vin multe chestii. Nu, fac eu, dar bă, fiare, mă gândesc că eu dacă o să pun mâna pe aia, o să fie ca un furtun care o să-mi puște cu chestii mine. Ești tu sigură că e gol? Da, face pariu. Delicios. Hai să vă cum îl apuc. Stai să vedeți și voi, băieți. Poate îmi cade cuibul pe jos. Elimine perdea! Nu, dar a rămas spart. Ce era aici? Oare să-l sparg? Nu. Stai, am o idee. Întâi legăm plasa. Dar nu mai deschide de mult. Stai. Deja, e piniata. Ce fac cu asta? Rungi. Mai mici. Eu sunt Bear Grylls și astăzi vedem cu ce ne... Nu vrei să vezi ce e acolo? Ori sunt păiejeni, bears mari, ori sunt albine, nu glumesc. Nu cred că-s albine. Nu glumesc, nu să-mi bag piciorul, stai. Dar nu te mai uita de mâna ei. Stai că nu vreau să mai fie niciunul pur. Hai afară, vreau să văd ce e aici, vreau să văd ce-s ăștia. E frică să vin. Mă, mi-e scârbă rău de tot. Bă, fii atentă, ține strâns. Nu, țin eu. Nu trebuie să iasă chestiile astea de aici. Bă, jur, sunt urât rău de tot. Uite, ține așa ca să mă pot încălța, trebuie să mă încalț. Vii cu mine în operațiune sau mă duc singur? Chiar eu chiar sunt curios ce e acolo. Dacă nu zicea, cred că făceai. Dacă nu ziceai, clozau ăștia și vedeam pe acolo, pe jos. Se plimbau pe la mine prin camere, ești nebun? Bă, cât de scârbos!
frumos. Curat. Eu nu mai las geamul rabatat în viața mea. Trebuie să mai dau cu prin toate colțurile, ești nebun? Pentru că nu ai plasă. Cred că ar trebui să-mi iau o plasă, nu? Ideea e că creaturile astea de aici sunt ceva cu multe picioare și verzi. Mă gândesc că-s păienjeni sau ceva. Au pânză, n-au cuib. Bă, probabil ai dreptate. Bă, ne-am uitat pe internet și ce că e cuib de păienjeni. Acum să vedem că ăștia sunt mari și verzi. Au apucat să crească într-o lună. Bă, casa mea, nu știu ce să zic mie. N-aș mai sta, zbâr. Grădina zoologică, vă pune zbâr. Dacă te uiți la vlogul ăsta, dă-mi frate și ne drog frumos cheia de la apartamentul tău nou renovat. Aoleu. Ok, stați așa, deschideți o ghenă ca să fiu pregătit. Ba da! Ajung! Ok, hai să vedem ce se află aici, băieți. Hai băieți, să vedem ce se află aici. Bine, scuze, nu m-am putut abține să nu fac faza asta. Ok, acum chiar să vedem ce se află aici. Stai, că trebuie să desfac plasa mai mult măcar. Am o loc de scârbos. Ce m-am speriat, cred că m-am atins o pânză de păianjă, nu glumesc. Bine, nu de la așa din punga, dar după aici, de la ghenă. Ești prea inteligent, știi? Dau drumul asta dacă vin spre mine. E verde, cum e verde? Nu glumesc, stai. Băieți, îl vedeți, e verde sau galben? Stai de tarantule. Hei, fetelor, vreți să vedeți? Sunt mulți și galbeni. Vere, uite ce era la mine. Acasă ești nebun? Scârbos. După atâta experiență nasoală, eu zic că merităm să ne bucurăm un pic de lac. N-am mai fost de mult, mai exact de aseară. Da, mă, da. Doamne, ce dor mi-a fost. Prea frumos viu de aici. Și că tot vorbeam că e greu să stai singur și că ai multe responsabilități, m-am tăiat la dege când spălam vasele. Nu mai suport, mă ustură. Așa, ca să-i facem vânzare aici lui Zbâr. Bine, noi suntem un cosmopolis în momentul de față. Știu că el și-a deschis acum la Timișoara, așa că mergeți, mâncați burger, frate, gustați. Nu știu, ziceți-mi dacă vă place în comentarii sau nu. Așteptăm să vină mâncarea și revenim. Poftă bună. Atât pot să zic. Băi, bun rău de tot. Băi, am găsit o țesta să ieși prost cât de mare. Gen, asta e mâna mea. Mă rog, nu vreau să pun mâna că mie poate mă mușcă. Du-te-o. Era la mine. Băi, am găsit o țesta să o duc în apă. Acolo e lacul. Uite cât de rapid e. Merge la lac. Hai, du-te la lac. Băi, îți promit că nu o să-i fac nimic. Băi, ce faci, mă, vrei să o prinzi? Lasă-o. Haide, fugi. Dacă vine mașina o calcă. Băi, noi suntem lifesaver. Mamă, cât de mare e, nu vine să cred. Intră mai adânc. Încă te văd. Am salvat viața unei braște țestoase. Între timp a ajuns și laptopul. Trebuie să vă recunosc că eu m-am uitat un pic la el. Știu cum arată. Dar hai să vi-l arăt și vouă. Mă gândesc să fac asta puțin mai premium, așa că o să fac o prezentare și o pun eu pe clip. Și bam, ăsta e laptopul. Și hai să-l și aprindem, zic. Ia vezi aici design. Ia vezi aici tastatura iluminată. Holy shit, ce și RGB. AMD Ryzen 7 6800H. 7 este gama din care face parte. Există Ryzen 3, 5, 7 și 9. Deci Ryzen 7 este gama aproape de top. Are un TDP de 45W. Din punctul meu de vedere și nu numai, 45W este puțin pentru un procesor atât de puternic. Are 8 nuclee, 16 MB memorie cache L3. Suportă memorie RAM DDR5, cele mai noi. Și are 8 nuclee cu 16 fire de execuție. Asta înseamnă că este un procesor capabil de multitasking. Îl poți folosi atât la randare de clipul video, cât și jocuri. Este excelent să faci și streaming video, duce fără probleme. Încă o chestie foarte tare și ce aș vrea să știți neapărat, pentru că eu am cam avut problema asta cu laptopurile, AMD nu are probleme cu supraîncălzirea. Necesită un sistem de răcire mai mic și laptopurile sunt automat mai subțiri. În concluzie, laptopul este mai silențios în utilizare și mult mai portabil. Ce îmi place foarte mult și m-a lăsat uimit, având în vedere că fac YouTube și așa, pe mine mă ajută foarte mult laptopul să se miște rapid la editat. Și acum vom facem împreună testul ăsta. Avem aici un clip de vreo 10 minuțele, dăm control M și un clip de 10 minuțele se face în... What? Bă, o să dau speed pentru că nu știu dacă chiar în 30 de secunde se face un minut un clip de 10 minute. 3, 2, 1... În mai puțin de 2 minute mi-a randat un clip de 10 minute, oameni buni. Nu zic pentru că sunt mândru de laptop și așa, bă, da, sunt mândru de laptop, credeți-mă. 2 minute, vere. Wow. Hai să-l testăm și niște jocuri pentru că știu că foarte mulți dintre voi vă jucați. Nu știu câți împătimiți ai CSGO-ului avem aici. Am intrat în meciul ăsta, pe lângă faptul că se mișcă bine, rău de tot, se și vede bine. La modul că avem ecran de 144Hz, n-ai nevoie de mai mult, crede-mă. Dar nu prea pot să mă joc că eu nu știu să mă joc din touchpad. Și n-am un mouse să mi-l conectez acum. Credeți-mă pe cuvânt. Ia uite, bă, mi-a dat asta cuțit. Credeți-mă pe cuvânt că se mișcă bine, rău de tot. Și țineți cont că avem și grafici mari și avem 250 de frame-uri. Și să nu uit, astea sunt statusele procesorului și în momentul de față avem 67 de grade. Și eu n-am nicio masă de răcire aici. A, și nu băgați asta în seamă, pentru că asta e vina mea, ok? Hai să intrăm și într-un meci de Fortnite. Am intrat și aici în meci. Shoutout lui Mădă pentru figurinele astea nesimțite de Fortnite, că sunt frumoase, rău de tot. Mersi, Mădă, te pup. Frame-urile din punctul meu de vedere sunt mai mult decât perfecte. Mă, ce e asta? Mai înțeleg nimic de când s-a băgat update-ul nou. Avem 144 de Hz și aici avem 240 de frame-uri. Și hai să vă arăt și temperatura la care stă procesorul când suntem în meci. Acum stă în 90 de grade, dar repet, țineți minte, nu am o masă de răcire și acum doar mă joc așa să fie. Nu e cald laptopul, ținând cont că m-am jucat atâta timp pe el, dar din păcate nu pot să vă arăt cum câștig un meci pentru că mă joc pe ăsta și eu nu știu să dau din ăsta. Mă rog, credeți-mă că am dat victorii royale.